Marius Țârle de la Asociația Sportivă Alien Cycling Zalău a câștigat duminică proba scurtă a categoriei 30-39 de ani din cadrul maratonului de mountain bike organizat de Asociația Clujul Pedalează, competiție la startul căreia s-au aliniat 994 de competitori, din care 782 au abordat la fel ca și sălăjanul nostru proba scurtă, cea de 26 de kilometri. Aproape 1000 de participanți s-au aliniat duminică la startul celei de-a patra ediție a maratonului de mountain bike de la Cluj-Napoca, a doua competiție de acest gen pe plan național și a patra ca importanță din Europa de Est. Dintre cei 994 de participanți, 782 au ales să parcurgă traseul scurt, ce a măsurat 26 de kilometri, iar ceilalți 212 au decis să parcurgă traseul lung cu o lungime de 57 de kilometri. Printre cei 782 de concurenți ai cursei de 96 de kilometri s-au aflat și trei sportivi sălăjeni, Marius Țârle, Septimiu Berar și Valentin Lacatoș Pușcaș. Câștigător absolut al cursei de 26 de kilometri a fost la masculin Molna și Iosef Otilo, iar la feminin s-a impus Dejo Melindo. Dintre sportivii sălăjeni prezenți la startul cursei de la Cluj-Napoca, cea mai bună comportare a avut-o Marius Țârle, clasat pe locul întâi în cursa categoriei 30-39. La masculin, în cursa de 57 de kilometri, s-a impus Blajo Marton în 2 ore 25 de minute și 15 secunde, iar în cursa similară a fetelor, prima care a trecut linia de sosire a fost Chan Veronica, sportivă cronometrată în 3 ore 3 minute și 39 de secunde. Potrivit organizatorilor, comparativ cu ediția precedentă, ediția din acest an a avut un traseu mai scurt, dar mai frumos și mai dificil, ceea ce a fost pe placul concurenților, cei mai mulți din țară, dar și din străinătate, din țări precum Italia, Marea Britanie, Republica Moldova și Ungaria.